În ultimele săptămâni, odată cu creșterea alarmantă a cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19, s-au înmulțit foarte mult solicitările care vin pe adresa Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara. Sunt cel puțin 200 de astfel de solicitări pe zi, chiar și mai multe uneori, pentru efectuarea de teste sau transport al bolnavilor, la care se adaugă și celelalte urgențe non-COVID. Pe lângă intervențiile normale de urgență, în această perioadă, având în vedere numărul mare de cazuri de infecție cu noua tulpină, am avut în fiecare zi peste 200 de solicitări pentru recoltări de probe PCR la nivelul județului, deci avem cam cu 200 de solicitări, cel puțin 200-250 de solicitări au fost zile în care am avut mai mult decât de obicei. Pentru a face față solicitărilor a fost nevoie de multe ori ca ambulanțierii să fie chemați din turele libere și pentru desfășurarea activității în condiții cât mai bune și cu personal suficient a fost nevoie să se ia și măsura suspendării concediilor de odihnă. Ne-am mobilizat pentru această activitate, aducând echipaje din tură liberă. Nu a fost ușor. La dispecerat, în schimb, este o activitate extraordinar de intensă. Acolo a trebuit să suspendăm concediile de odihnare colegilor pentru a putea separa partea de recoltări COVID, de preluare a apelurilor de recoltări COVID, de partea de urgență, să nu supraaglomerăm partea de urgență a serviciului de ambulanță. Doctorul Valeria Filimon, directorul Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara, recomandă ca în cazul aparițiilor de simptome de îmbolnăvire cu COVID-19 să se respecte procedura standard, adică anunțarea medicului de familie și abia la recomandarea acestuia să se facă solicitare pentru recoltare sau transport la centrele de evaluare. În momentul în care au simptomatologie sau sunt în contact direct, să respecte procedura de anunțare a unui astfel de caz. Deci să se ia legătura cu medicul de familie, să vadă ce indicații primește de acolo și de-abia dacă medicul de familie consideră că este nevoie, solicită ambulanță pentru a recolta test PCR sau pentru a transporta pacienții respectivi la centrele de evaluare. Astăzi, 3 februarie, rata de incidență cu COVID-19 în județul Hunedoara a ajuns la 13,28 la 1000 de locuitori, aceasta fiind în continuă creștere din data de 28 decembrie anului trecut. În județ sunt 63 de localități în zona roșie, cu medie de infectare de peste 3 la 1000, 2, respectiv Lăpugiu de Jos și Lelese, în cea galbenă, de sub 2 la 1000, și 4, adică Bănița, Balșa, Bătrâna și Blăjeni, în zona verde, de sub 1 la 1000, în ultimele 3 dintre acestea nefiind raportate cazuri de COVID.